Bine v-am regăsit, prieteni dragi! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine! Alegeți-vă ceașca până vă zic eu câteva cuvinte. Prima ceașcă, a doua ceașcă și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, dragi prieteni! Vă mulțumesc și pentru mesajele voastre frumoase și vreau să vă doresc o primăvară cât mai frumoasă, fie ca în casa voastră, în sufletul vostru, să fie căldură, iubire și tot ce vă doriți voi ca să fiți fericiți, dragii mei, fie ca sufletul vostru să se deschidă ca și florile primăverii, dragii mei. Într-adevăr, sunt foarte bucuroasă de mesajele voastre și vreau să vă invit și la celălalt canal, Dragoste și Noroc. Acolo veți găsi tot felul de ritualuri și rune, dragii mei. Acolo o să găsiți de tot ce aveți nevoie. Aici va fi deschiderea în cafea. În acel alt canal o să fie rune și ritualuri de care aveți nevoie să știți, dragii mei. Așa, dacă v-ați ales ceașca, să știți că în fiecare sâmbătă am să dau energie, dragii mei. Cum am zis, cine are inel, mai știu ce aveți voi, argint, cercei, ce aveți, o să întindeți, care nu aveți, veți întinde palma și energia mea o să vă ajute, ajungă pe o săptămână de zile, dragii mei, să știți că cine va lua energia mea, nici un rău nu o să se apropie de voi, să știți asta. Nu glumesc, încearcă și vei vedea, să știți că energia este trecătoare pentru cei care sunt lângă mine. Cei care nu sunt lângă mine, să știți că din contra, încercați și veți vedea, dacă nu ești lângă mine, să știi că acea energie din contra o să-ți transmită negativitate, să știți, dragii mei. Cine este lângă mine, pentru că eu spun la îngeri, cine este lângă mine poate primi energia mea, să știți asta. Așa, dacă v-ați ales ceașca, să vedem ce ne va spune ceștele noastre, de pe 6 martie până pe 9 martie, să vedem, va fi o deschidere pe 3 zile și o să vedem ce se va întâmpla în aceste 3 zile, dragii mei. Să dea Domnul să fie bine. Asta este prima ceașcă, după cum vedeți, să vedem ce va fi în 3 zile aici. Să văd. Să știți, dragii mei, cei care sunteți în zodia Scorpion, fiți atenți. Vreau să vă zic că veți avea o ceartă, poate să fie la locul de muncă. Poate să fie chiar și pe drum. Cei care conduceți mașina, fiți atenți, bărbat, femeie, nu importă, din zodia Scorpion. Să știți că așa mergând pe drum, poate cineva să vă spuie niște bârfe și să trăiți o ceartă în mijlocul drumului. Poate să fie și lângă poarta voastră, poate să fie și pe drum, poate să fie, dar fiți atenți, bărbat, femeie, nu importă. Cum am zis, cei care sunteți în zodia Scorpion, fiți atenți că veți trăi o ceartă care conduceți mașina, să știți. Cum am zis, poate că din cauza aceasta să trăiți, o ceartă, dragii mei, cum am zis mai pe scurt, fiți atenți. Aici a ieșit cifra 8, dragii mei. Cifra 8, 8 martie, vă felicit cu, și cu ziua femeilor, dragii mei, să fiți iubite. A ieșit cifra 8 și un buchet de flori, dragii mei, să știți. Cifra 8 și un buchet de flori veți primi de la un bărbat cu litera T, vedeți? Ce bine a ieșit litera T, bărbatul, buchetul cu flori și 8 martie a ieșit, să știți, dragii mei, veți primi de la iubitul, soțul, partener, mai știu, poate să fie și de la fiul vostru, poate să fie și de la altcineva, de la un bărbat veți primi un buchet de flori, dragii mei, după cum vedeți, T, bărbatul, florile și cifra 8, dragii mei, să știți, vă dau mai aproape ca să vedeți și voi. Cifra 8, aici este buchetul cu flori, bărbatul și litera T. Să știți că veți primi de 8 martie, nici nu m-am așteptat la așa ceva, nici nu m-am gândit la așa ceva, dar a ieșit foarte bine. Cifra 8, buchetul de flori, bărbatul, chiar și litera a ieșit, să știți, într-adevăr a ieșit superb. Vă felicit și cu 8 martie, să știți că veți primi un buchet de flori, nu contează, poate să fie fiul, soțul, partenerul vostru, mai știu eu ce, dar să știți că veți primi un buchet de flori.
Dragii mei, aici văd unele femei așa, sunt foarte triste, sunt foarte triste, dar să știți de, nu știu de ce vă întristați atâta, pentru că această femeie este singură, este o femeie văduvă, să știți că toată vremea se gândește, de ce în mie nu merge bine, oare de ce eu nu am noroc, oare nu știu ce, oare nu știu ce, dar uitați-vă aici în fața voastră, ce trifoi aveți, vedeți? Trifoi cu patru petale, să știți că în fața voastră se deschide totul, dragii mei. În fața voastră se deschide un rai, să știți, să nu credeți că nu aveți nici voi noroc, dar aveți noroc în viața voastră, pentru că aici, uitați-vă, vi se deschide norocul, dragii mei. Aveți un trifoi în viața voastră, vine spre voi un noroc. Femeile care sunteți singure, să știți, văduve, singure, necăsătorite. Să știți, asta mă refer la cei care sunt văduvi și la cei care sunt necăsătoriți, dragii mei, să știți, stați liniștiți că spre voi vine un noroc foarte, foarte mare și că, într-adevăr, acest noroc de mult timp l-ați căutat. Să știți că a ieșit și cifra 7. 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, să știți că spre voi vine un noroc nemaipomenit, să știți asta. Poate să vă găsiți perechea potrivită, poate să vă găsiți de muncă. Nu importă, spre voi vine un noroc minunat, să știți asta. Așa, vreau să vă zic că aici din voi văd că ați pierdut un lănțișor, dragii mei, un lănțișor de aur, să știți, ați pierdut, care din voi ați pierdut acest lănțișor? Pentru că aici, așa văd, acest lănțișor a căzut de la gâtul vostru și voi îl căutați și nu îl găsiți, dar să știți că o să vie o femeie la ușa voastră, o să găsească acest lănțișor, o să-l cunoască că este al vostru și o să vie și o să vă aducă acel lănțișor, pentru că, într-adevăr, văd acest lănțișor pierdut, a căzut, s-a rupt și a căzut de la gâtul vostru, să știți, v-a căzut un dioc, să știți asta, dar, într-adevăr, de acel lănțișor vă pare rău, pentru că este un lănțișor cadou pentru voi și vă pare rău, de aia o să vie o femeie și o să vă aducă acel lănțișor înapoi, să știți, dragii mei. Așa, 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 să vedem ce mai este aici. Să știți că o să aveți foarte multe vești de bucurie, pentru că o să vă fâlfie inima de bucurie, pentru că aici vă văd că așa vă zbateți ca un fluture de bucurie, să știți, dragii mei. Într-adevăr, cei care sunteți cu litera S, în nume sau prenume, să știți că și voi o să primiți o veste. Poate să fie o veste de la judecată, poate să fie o veste de la un loc de muncă, dar în curând veți primi o veste așa cu niște acte. Undeva ați depus niște acte și o să vină un răspuns de la acele acte, să știți, dragii mei, și o să fiți fericiți. Așa. Asta a fost prima ceașcă, dragii mei. Gândiți-vă la o dorință. Să vedem dorința ce ne va spune. Dorința voastră se împlinește, dragii mei, să știți. Și după cum vedeți, cum am zis, în casa voastră intră o bucurie, dragii mei, o veselie, pentru că uitați-vă, toate greutățile, toate răutățile se adună la o parte, se adună lângă un perete și voi deja sunteți fericiți, să știți, dragii mei, deja puneți picior peste picior și cât de puțin trageți un aer curat, să știți, dragii mei. Asta a fost prima ceașcă, să vedem a doua ceașcă ce ne va spune. Asta este a doua ceașcă. După cum vedeți, să văd eu întâi ce este aici. Uitați-vă ce inimioară este aici, vedeți? Este o inimă. Să știți că cineva o să vă facă bucuros. Uitați-vă, bucuroasă, pentru că o să trăiți o fericire. Să știți, dragii mei, pentru că uitați-vă aici, o să trăiți o fericire, o să primiți o veste și o să fiți foarte, foarte fericiți. Dragii mei, care sunteți bolnavi cu intestinii, vreau să zic așa, aveți probleme cu burta, să știți că acum, poate chiar și acum, poate că și pe viitor o să aveți așa niște dureri de burtă, o să vă doară burta, nu o să aveți poftă de mâncare, nu o să aveți poftă să beți ceva, tot ce, cum să zic, tot ce veți mânca așa o să aveți o vomă, o să aveți așa o neplăcere, să știți că
O să fiți atenți ce mâncați, dragii mei, că o să trăiți o otrăvire. Poate să plecați undeva și o să mâncați ceva și o să vă otrăvească. Aici este cifra 1. Poate să fie o oră, poate să fie o zi, poate să fie o săptămână. Să știți că o să trăiți această problemă cu intestine. O să trăiți o otrăvire. Fiți foarte atenți, dragii mei, să știți. Dragii mei, aici văd o persoană cu ochelari. Să știți că această persoană este o persoană foarte rea, care aveți în jurul vostru și cunoașteți așa vrăjitoare. Este bătrână, are 50-60 de ani această femeie, poartă ochelari. Să știți că această femeie vă face rău, dragii mei, poate să fie și vecina voastră, poate să fie și altcineva, dar această femeie v-a înconjurat ca să nu aveți noroc, ca să nu aveți parte de nimică. Așa v-a pus ca un gard, să știți, așa v-a împrejurat ca să nu aveți noroc de nimică, să știți. Uitați-vă, cum să vă arăt ca să vedeți, nu știu dacă se vede, uitați-vă, aici este un pătrat și o pereche de ochelari. Această femeie care vă face rău, care v-a îngrădit așa ca să nu puteți face nimica, ca să nu vă intre în casa voastră nimică, așa v-a strâns ca într-o închisoare. Să știți, dragii mei, fiți atenți la această femeie, dar această femeie, să știți că până la urmă nu o să reușească să... ea singură o să cadă în groapa ei pe care a săpat-o, pentru că o să vie o persoană și cu un ciocan o să-i dărâme acel gard pe care l-a făcut. Poate să fie chiar și o problemă cu un gard, dragii mei, care poate să fie cu o parte de pământ. Așa, această femeie, mai pe scurt, v-a făcut așa ca să nu puteți ieși dintr-o această situație. Poate să fie și o problemă de pământ, așa, pentru că ea a îngrădit totul, nu știu ce, dar această femeie, într-adevăr, este o femeie rea, să știți, dragii mei, chiar și poartă și ochelari, poate, cum am zis, poate să fie și vecina voastră, poate să fie și altcineva, dar fiți atenți la această femeie, pentru că această femeie, într-adevăr, dar până la urmă, cum am zis, o să vie o persoană și o să vă scape de această femeie cu ochelari și o să ieșiți la iveală, dragii mei, mai mult aveți care sunteți cu litera V în nume sau prenume. Aceste litere au mai multe probleme cu această femeie rea, să știți. Care aveți V în nume sau prenume, să știți că voi sunteți niște femei bune care cu V în nume sau prenume, dar acealaltă persoană este o persoană rea, chiar de mulți ani vă luptați cu această femeie, să știți, dragii mei, dar până la urmă o să se rezolve totul cu bine, să știți. Așa, să vedem. Aici văd cifra 3, dragii mei. Poate să fie pe 3 săptămâni, poate să fie 3 ore, poate să fie 3 zile. Vă vine o veste nemaipomenită, vă vine o veste că de la cineva că va fi însărcinat. Poate să fie din rudele voastre, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în altă parte, dar o să primiți o veste de la acea femeie că este însărcinată. Această femeie de mult timp se muncește ca să rămână însărcinată și până la urmă o să reușească și o să primiți acea veste și o să vă pară foarte, foarte bine, să știți. O să aveți vești bune, să știți, dragii mei. Aici, scumpii mei, vreau să vă zic, într-adevăr, dacă vedeți aici, o să vă lumineze lampa vieții voastre, să știți. Aceasta este o lampă, dragii mei, și această lampă, după cum vedeți, este întoarsă în sus. Să știți că uitați-vă și aici o inimă mică, dacă vedeți. Să știți că o să vă lumineze viața, să știți că în viața voastră tot așa o să aveți noroc. Și uitați-vă de parcă este un scaun aici și acea lampă pe acea scaun și aici acea inimă. Să știți că o să vă găsiți perechea potrivită, o să fiți fericiți și o să vă lumineze. Dacă nu găsiți de muncă, o să găsiți de muncă. Dacă doriți altceva, să știți că o să
Tot ce vă doriți o să vă lumineze viața. Cum am dar mai mult să știți că va fi din partea dragostei, pentru că aici este și o inimă, o să vă găsiți și dragoste. Sau poate să intre în casa voastră mai multă iubire de către soți și mai multă stimă de către soții voștri, și așa poate să fie. Între voi să intre în relația voastră, să intre și o căldură. Să știți că lampa cu cât arde și se încălzește, așa o să se încălzească relațiile voastre, să știți, dragii mei. Aici văd foarte multe inimi, dragii mei. Pentru că, dar să știți că aceste inimi sunt toate albe. Care v-ați certat, o să vă împăcați. Care nu găsiți dragostea, o să vă găsiți dragostea. Aici mai văd și o potcoavă. Să știți că potcoavă este noroc, dragii mei. La ușa voastră vine într-adevăr un noroc pe care de mult îl așteptați, dar cât de puțin o să vă bată la ușă norocul vostru, să știți asta. În afară de asta, să știți că ceașca a ieșit foarte, foarte bine, să știți, dragii mei, să fie sănătate, dar în afară de asta, să știți că a ieșit foarte bine. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune. Dorința voastră se va împlini, să știți. Și aici a ieșit litera C, V și T și I. Vedeți? C, L, V și T, I. Care aveți aceste nume în nume sau prenume, să știți că o să fiți foarte, foarte fericiți. O să aveți foarte mare noroc în aceste zile, să știți. Unde veți pleca, unde veți duce, să știți că o să vă meargă totul pe roate. Uitați-vă de parcă a ieșit un alfabet. C, V, I, T. Mai sunt mai multe litere aici, dacă vedeți, un alfabet a ieșit aici. Să știți, dragii mei, toți care sunteți cu aceste litere, să fiți, o să aveți un mare noroc aceste zile. Unde vă veți duce, ce veți face, să știți că o să vă meargă totul bine, dragii mei, o să vă meargă totul cu noroc, să știți. Așa, scumpii mei, acestea au fost ceștele noastre, sper să fie pe înțeles. Dacă nu ești abonat, abonați-vă, deschideți clopoțelul ca să fiți la curent de toate videourile pe care le fac pentru voi. În fiecare sâmbătă am să dau energie ca să vă fie de bine. Eu vă iubesc, Domnul să vă aibă în pază, îngerii mereu să fie lângă voi. La revedere!